că sunt aici, că sunt alături de dumneavoastră, că vă mulțumesc pentru că v-ați rupt din programul pe care l-aveți, toată lumea se gândește la Crăciun, la revenion, unde mergem, ce facem, ce cumpărăm. Și cu toate acestea ați venit aici pentru a sprijini, pentru a sprijini ideea de viață, de a sprijini copiii, de a sprijini mamele, de a sprijini cauza, care este foarte importantă. Și nu vreau să întind o notă pesimistă în niciun caz, dar vreau să rămână cu noi o informație care poate ne va ajuta să mergem mai departe și anul viitor cu mai multă pasiune, cu mai multă implicare și să ne aducem aminte de ce facem asta. Pentru că România este plină de oameni buni, de oameni călduroși, de oameni binevoitori și cu oameni care empatizează. Și eu nu recunosc acea Românie, nu mă identific cu acea Românie a oamenilor care abuzează, care sunt răi, pentru că mai mult de atât nu știu să fac. Eu mă identific cu oamenii, cu bărbații care știu să fie bărbați, care știu că a fi bărbat și cap de familie înseamnă să fii bun, în primul rând, și drept. Iar respectul se câștigă și în niciun caz nu se câștigă cu forța. Iar copiii pentru care suntem aici învață de la noi bunătatea, empatia, respectul și faptul că fiecare viață contează. Iar Centrul Diaconia împreună cu Studenții pentru Viață fac acest lucru de fiecare dată să se audă într-o mai mică sau mai mare măsură. Din acest motiv este foarte important că există aceste sărbători pentru toți. Pentru toți copiii care merită în egală măsură iubirea noastră, atenția noastră, sunt viitorul acestei țări, sunt frumoși și merită acea șansă ca absolut toți ceilalți copii. Și din acest motiv, trebuie să știe că sunt oameni care se gândesc la ei, care îi apreciază și care se gândesc cel puțin o dată pe an, dacă nu de mai multe ori pe an, la faptul că ei sunt acolo și abia așteaptă să se reîntâlnească, așa cum și eu am revenit. Și anul de anul trecut am revenit și anul acesta și, dacă Dumnezeu va vrea, de acum înainte, încă mulți ani. Ne doresc să fie adulții de care noi să fim mândri și în fața cărora să ne înclinăm. Le doresc să se le aducă Moș Crăciun, în primul rând, bucurie și pace în suflet, pentru că eu cred că asta este cel mai important. Și trebuie să mulțumesc celor care au donat cadouri, atât oameni, ca să spun așa, normali, oameni simpli, oameni care au vrut să rămână în anonimat, dar au vrut să facă un gest frumos, dar și celor de la compania Eco, Eco Shoes, prin campania Shoebox, despre care deja cred că știți pentru că se derulează de ceva timp încoace. Sunt gesturi. Sunt gesturi care spun ne pasă, sunt gesturi care spun România este mai mult decât atât și cred că și în urma evenimentului mai puțin plăcut și anume faptului că regele Mihai s-a stins din viață, cu această ocazie noi arătăm că nu am uitat să fim oameni, nu am uitat să respectăm și nu am uitat că totuși în România există oameni cu noblețe, cu gentilețe, cu memorie a istoriei și așa cum tradiția populară a făcut, așa cum Studenți pentru Viață prin Alexandra Nadal a făcut, prin Diaconia și prin toți ceilalți care se străduiesc, încercăm să ținem vie această idee a iubirii pentru semenii noștri, pentru că suntem creștini și pentru că regula și porunca numărul 1 este să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Și prin acest pas și prin această campanie și prin acest sărbători pentru toți, cred că arătăm acest lucru. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat aceste minute. Sper că nu v-am supărat cu ceea ce am spus și îmi cer scuze prin nou că am întârziat. Copiii mei dragi, ați fost ca și anul trecut cu minți și răbdători și cred că a venit acel moment să vă bucurați de tot în seara asta. Cred că moșul a venit. Ce spuneți voi de asta? Dar voi vă uitați, dar moșul îi place să fie strigat. Ia să vedem, îi strigăm? Moșul! Moșul! Moșul!
vedem ce ați Haide, moșule! Matei, Iosif!